Salut tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și știu că n-am mai filmat de foarte mult timp, doar că telefonul meu a avut o mică problemă și a trebuit să-l duc la reparat, dar acum este gata pentru un nou clip și anume un mini haul cu 5 produse pe care m-am gândit să-l fac. Știu că este puțin, dar față de nimic. Am rămas cam în pană de idei pentru videoclipuri. Ups. Și da, înțelegeți voi. Așa că să vă arăt ce produse mi-am cumpărat. În primul rând, primul produs pentru îngrijire și ultimul, pentru că apoi am numai produse de make-up, celelalte patru. Este acest gel de duș de la Cien, care este și gel de duș și șampon. L-am cumpărat din Lidl, este cel la Lime Kick. Le-au îmbunătățit ambalajele, pentru că am văzut la o youtuberiță, Anne-Marie, da, nu acea Anne-Marie pe care o știți, de face clipuri haioase cu tipuri și tipuri, ci altă Anne-Marie care a făcut niște achiziții și are puține videoclipuri. Am văzut acest gel de duș și la ea, doar că ai scria jos, nu scrie cum scrie la mine for hair and body, scria doar shower gel și atât. Și aici era altă poză cu lămâia asta. Le-au îmbunătățit ambalajele și le-au făcut și mai bune. Eu nu cred că o să-l folosesc pe păr, pentru că părul meu este destul de sănătos. Nu știu, am început să-l spăl cu un balsam special și chiar devine foarte sănătos. Ups. Și ăsta are un miros foarte plăcut. Miroase atât de fresh. Cred că e cel mai fresh gel de duș pe care l-am întâlnit. Adică n-am avut niciodată un gel de duș cu limetă. Și este prima dată și a fost și ieftin. A costat 3,50 lei și da, e foarte bun. Nu știu, nu l-am încercat, dar pentru vară acum e. Cred că e 100% potrivit și am de gând să-l iau cu mine când plec în vacanță. Pentru că va fi super cald acolo și un gel de duș fresh mă va răcori. Ok, acum să trecem la produsele de make-up și am numai produse de buze, adică 4. Și o să încep cu primele 3 produse pe care cred că le știți. Bine, ați mai văzut un produs din ăsta într-un mini haul de al meu. Și este vorba despre aceste luciuri de buze. Luciurile alea micuțe, dacă știți. V-am arătat unul din ăsta în mini haul. Și pe lângă el v-am mai arătat paleta aia de la Mace. Nu știu, intrați pe canalul meu și vedeți acolo. Și m-am gândit să mai îmi cumpăr, din moment ce costă un leu un luci. Și am zis să mai îmi cumpăr 3. Și sunt acestea. Am aflat și eu că firma lor se numește Professional Makeup Artist. Deși e un nume cam ciudat, dar chiar așa se numesc. Ok, și avem așa. Prima nuanță este un roșu roz meură cu sidef. Nu știu dacă se observă pe cameră. Bine, pe cameră se vede mai mult un vișiniu, dar el e mai mult un roz meură. Și pe buze tot așa. Îmi place că au periuțele astea diferite și că miros genial de bine. Fac și swatch. Au un miros de bombonele și asta îmi place. Și acesta este swatch-ul. Deci, după cum vedeți, este mai mult un roz meură decât un roșu. Bine, se aseamănă nuanța, adică nu pot să zic că nu. Este un roșu foarte drăguț, mi-a plăcut, am pus ochii pe el și l-am cumpărat. Miroase și foarte bine. Ok, apoi eu am un roz care l-am folosit și după cum puteți vedea se consumă extrem de repede, deja l-am golit aproape.
Și este un roz baby pink cu sclipici. Bine, nu chiar cu sclipici, e mai mult un SIDEF. Și iarăși are o pensulică în altă nuanță. Și el e mai mult un nude pe buze decât o culoare. Dar totuși se vede. Și este acesta. Dar este un nude, adică chiar este un nude. Și ultimul lip gloss este acesta de la tot de la aceeași firmă, doar că este într-o nuanță fucsia. Fucsia. O nuanță fucsia cu. Uf, era să scap. Fucsia tot așa cu un SIDEF. Și acesta este pigmentat. Acesta este cel de sus și se aseamănă. Au niște nuanțe destule pigmentate pentru un gloss. Mi se par niște nuanțe foarte drăguțe, plus acel roșu pe care l-am, foarte frumos. Și ultimul produs de buze este acesta de la Ushas. Știți că eu am acel lip gloss cu mentă de la Ushas. Am zis să-mi iau și un lip balm. Ăsta este un lip balm și este cel cu aloe vera și vitamina E în nuanța 6. Și este cel în nuanța mov, movulie, care miroase a struguri. Miroase complet a struguri, deci nu aveți ce să-mi reproșați. A struguri miroase în totalitate. Și are o nuanță mov. Bine, nu chiar movul ăla mov, dar este mov, adică dacă îl întinzi, vede mov. Acesta este. După cum puteți vedea, chiar se vede mov. Bine, pe buze nu se vede atât de pigmentat, dar el hidratează foarte bine. Înainte se scotea chestia asta, adică trăgeai de el și pur și simplu roteai de aici și ieșea pe aici ăla. Dar acum nu știu ce are de numai o să-l scot, s-a înțepenit și trebuie să scot cu totul asta. Amă, miros genial de bine. Ok, cam acesta a fost clipul. Nu a fost prea bine, a fost destul de lung, 8 minute, dar au fost puține produse. Sper că v-a plăcut acest clip și dați-mi idei, lăsați-mi idei în bară cu comentarii ce videoclipuri ați vrea să mai vedeți, pentru că eu am rămas total în pană de idei și chiar vreau să văd și ce videoclipuri ați vrea să vedeți voi. Și dacă vreți, puteți să-mi lăsați tot într-un comentariu, dacă vreți să vă întreb pe pagina mea de Facebook tot așa ce videoclip ați vrea să vedeți. Până data viitoare, v-am pupat, pa, pa!